tuturor. Așa cum știți, am început seria de conferințe ale postului Nașterii Domnului. Suntem acum deja la o a doua întâlnire. Deci, prima a fost presățită Siloana Lungarii tema post-rugăciunea spovedania sunt împărtășania mijloace de sporire de a creștinilor. Aceasta, a doua conferință din seara aceasta, cu un orar diferit față de toate celelalte, în general, așa cum știți, mulți din, din intervenanții noștri sunt din România. Această dată, avem Padriana, nu are prea multă nevoie de prezentare, deși printre o să facă ceea ce trebuie, pentru că așa e normal. avem invitată pe Adriana, doamna Adriana Bară. Seara aceasta ne va vorbi, dacă toți suntem în perioada postului nașterii Domnului, de pregătire acestei sărbători. Știm că Densai are o specialitate particulară în domeniul artei creștine. Am rugat-o să Intervin asupra unei teme um, legate atât de sărbătoare pe care le așteptăm, cât și de momentul în care ne găsim, sărbătoare pe care am sărbătorit să. astăzi, adică Maica Domnului, intrarea Maicii Domnului în Biserică și nașterea Domnului și am invitat-o să ne dea câteva reperii iconografice uh, pe care le vom uh, asculta cu mare interes. Doar atât vreau să continui un pic să vă anunț celălaltă serie de conferințe, cea din 28 noiembrie, cu ajutorul Lui Dumnezeu, sperăm să-l avem pe înalt clasificitul, la Orențiu, cu o temă generală și de, dacă vreți, de spiritul postului, importanța postului în viața bisericii a credincioșilor. Cea din 5 decembrie este a Părintelui Dionisie Ignat Protosinghel, Ați auzit și în primăvară, de această dată el ne va vorbi tot pe tema uh, Crăciunului Hristos, Să viți Hristos din ceruri întâmpinați. Este un text, sau o meditație inspirată din catavasiile uh, nașterii. Și ultima, uh, cel puțin în serie această de conferințe, va fi cea a preasfățitului Sofian Brașoveanu, episcopicar uh, în Germania român ortodox în diaspora, în fața nașterii Domnului. Deci toate acestea, în general, vor fi la ora 4, cu excepția celei din seara aceasta, cum ați văzut, la ora 7. Așa că eu, deocamdată, cred că o să dau cuvântul părintele Nicolae. Reza Adrian e o frumoasă prezentare. Deja ne-au obișnuit, de în fapt, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți din țările catehetice, cel puțin, dacă nu și din alte ocazii. Deci, um, Părinte Nicolae, câteva cuvinte un pic despre biografia uh, doamnei uh, Bar. Mulțumim frumos, preasenția voastră, binecuvântați! Bună seara tuturor! În această, în această seară avem bucuria de a avea mm. din nou și cunoscută pe doamna profesor, doctor în teologie Adriana Bara, director executiv al Centrului Canadian pentru Comunism din Montreal, Canada, și profesor în cadrul Institutului Teologic Sfânt ignati din Stockholm, Suedia. Conferința pe care o va susține se intitulează Maica Domnului și Nașterea Domnului, repere iconografice. Așa cum spuneați preasenția voastră, o cunoaștem cu toții, doar câteva idei pe scurt legate de experiența profesională. Este profesor asociat titular din ianuarie 2021 în cadrul Colegiului Universitar din Stockholm, Suedia, departamentul de studii ortodoxe, unde a predat mai multe cursuri de asemenea, în cadrul Universității Concordia din Montreal, Canada, Departamentul de Sociologie este lector în perioada 2011-2021. Este membra Comitetului de Întocmire a Curicului Academice din anul 2014. Totodată este prezentată în instituția de învățământ pentru dezvoltarea unei strategii digitale la nivel universitar în septembrie 2018, precum și membra Comitetului de Angajare pentru profesori la Timp Parțial din septembrie 2014. În perioada 2006-2012 a fost cercetător asociat în cadrul Centrului de Cercetare și Documentare, Oratoriul Sfântul Iosif din Montreal, Canada. Doamna Adriana Bară este implicată și în activitățile multor organizații non-profit. Așa cum știm cu toți, este autoarea mai multor articole științifice în cele mai prestigioase publicații teologice internaționale. De asemenea, a participat și a organizat mai multe conferințe de specialitate atât în Canada cât și în alte țări a susținut numărate interviu la radio și TV în țări precum România, Franța, Belgia și Canada. Din nou, este o bucurie să vă avem alături de noi în cadrul conferințelor duhovnicești din cadrul postului nașterii Domnului, urmată de către episcopia noastră. Vă avem fiecare marți seara la două săptămâni și cred că fiecare dintre noi avem foarte multe de învățat. Eu personal sunt bucuros să, să avem colegi și la revista Cuvântul, unde ne ajutați așa de frumos de foarte multe ori. Vă mulțumim frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Părinte! binecuvântați prea Sfinția Voastră! Mă bucur să fim din nou împreună. Mă simt onorată că, iată, din nou am fost invitată să prezint o conferință în cadrul postului alături de nume mari din biserica noastră ortodoxă, mă simt și intimidată puțin și, da, și smerită și... Da, de și pe de pe altă parte și bucuroasă, să fiu sinceră. Astăzi am sărbătorit intrarea în Biserică a Maicii Domnului, una dintre sărbătorile, dintre cele 12 sărbători împărătești ale Bisericii noastre ortodoxe. În această sărbătoare descoperim cum s-a pregătit Fecioara Maria pentru rolul de maică al lui Dumnezeu și prin exemplu ei minunat învățăm și noi cum ar trebui să ne pregătim să-L primim pe Hristos în inima noastră, în marele prasnic al nașterii Domnului și permanent să-l primim în, 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 inimile noastre, dar mai cu seamă acum de Marele prasnică al nașterii Domnului, care se apropie. Despre viața Maicii Domnului nu cunoaștem foarte multe din Sfintele Scripturi. Știm despre viața ei din tradiția bisericii, iar inspirația pentru icoana sărbătorii intrării în Biserica Maicii Domnului provine dintr-o scriere din secolul II, cunoscută sub numele de Protoevanghelia lui Iacob. Această scriere nu este originea tradiției uh, despre copilăria Maicii Domnului, dar ne oferă o sinteză a tradițiilor orale uh, care existau la acea vreme transmise de creștinii din Biserica Primară. Sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului a început să fie prăznuită începând cu secolul V. Uh, nu era ceva. Ceva nou descoperit atunci, și era o reflexie a Bisericii asupra vieții Maica Domnului în lumina învierii lui Hristos. Biserica o vede pe Maica Domnului prin Hristos și o gândește teologic prin Hristos. Faptul că sărbătorile Maicii Domnului nu sunt descrise în Evanghelii nu este o problemă. Nu este totul în Sfintele Evanghelii. Biserica are perspectiva teologică de a înțelege toate în Hristos și prin Hristos. Poate vă aduceți aminte că Sfinții Apostoli au început să înțeleagă Scripturile să li se deschidă Scripturile, să li se deschidă ochii după, ce, după învierea Mântuitorului Hristos. ea ne învață, biserica ne învață cine este Hristos de la naștere până la înviere și cine este Maica Domnului de la naștere până la adormire. Cu alte cuvinte biserica ne învață că Maica Domnului nu este separată de Isus Hristos, ci este mereu în relație cu El. Deci dacă o despărțim căci, căci dacă o despărțim pe Maica Domnului de Hristos, ajungem la devier cum s-a întâmplat în biserica apuseană cu dogma Imaculata concepție. Aș vrea să vedem împreună icoana intrării în biserica Maicii Domnului și să înțelegem mesajul teologic, dacă îmi permiteți, am să dau un share screen. Sper că se vede. Am aici o problemă, o mică problemă. Dacă vă rog să mă iertați. Ok. Um, urmând tradiția timpurie transmisă de mari părinți ai Bisericii, precum Sfântul Grigorie al Nisei în secolul Parturului, Sfântul Chiril al Alexandriei în secolul V, și mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a scris viața Maicii Domnului în secolul VII, ne învață că Sfinții Ioachim și Ana, părinții fecioarei Maria, au făcut promisiunea, au promis lui Dumnezeu că dacă vor fi binecuvântați cu un copil, îl vor oferi slujirii la Templu. Ei erau bătrâni și nu aveau copii, iar în vremea aceea să nu ai copii era o mare rușine. Era ca și cum ai fi fost pedepsit de Dumnezeu pentru nevretnicie. Dumnezeu le-a le ascultat rugăciunea și le-a văzut nevoința că posteau mult și a binecuvântat cu o fetiță căruia i-au pus numele Maria. Deci Maica Domnului a venit în lume ca rod al rugăciunii și postului. Sfinții Joachim și Ana au adus-o la templu pe, Ma pe Maica Domnului când avea trei ani. Vedem aici în, în, în icoană. Uh, au dus-o la templu când avea uh, trei ani ca să-și îndeplinească promisiunea pe care au făcut-o lui Dumnezeu, dar și pentru că urma să fie născătoarea de Dumnezeu și trebuia pregătită pentru taina întrupării din ea a Fiului lui Dumnezeu. Tradiția ne spune că Sfântul Ioachim era îngrijorat că Fecioara Maria, având o, o vârstă uh, fragedă, ar dori să se întoarcă acasă și a chemat fecioarele de la templu, le vedem aici pictate în icoană, ca să o însoțească cu torții aprinse, ca inima ei să nu fie captivată, ca inima ei să fie captivată de acestea, dar ea nu numai că nu s-a întors și că a fost dăruită de către părinții săi la templu, ci și ea însăși se oferă slujirii la templu și vedem acest lucru în icoană, prin brațele ei deschise, către Sfântul Zaharia, Marele Preot și Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a primit-o cu bucurie sub ocrotirea lui. Atunci s-a împlinit profeția lui David, care prevestea intrarea Maicii Domnului în Biserică și consacrarea ei la Dumnezeu. Găsim această profeție în salmul 45, 10 și 12, care spune: Ascultă fică și vezi. Și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, ca poftit împăratul frumuseția ta, că el este Domnul tău. În icoană îl avem pe împăratul David, aici, care a scris psalmii și implicit, și implicit această profeție. Îl avem pictat și pe împăratul Solomon, pentru că avem în proverbele lui o profeție care spune. Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui. Înainte de lucrările lui cele mai de demult, eu am fost din via întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Despre cine ne vorbește această profeție din Vechiul Testament? Ne spun Sfinții Părinți că despre biserică, dar și despre Maica Domnului care, ca imaginea bisericii, care este imaginea bisericii. Maica Domnului este biserică pentru că l-a purtat în pântec și născut pe Fiul lui Dumnezeu, iar biserica naște fii ai lui Dumnezeu prin Sfintele Taine. Deci vedeți legătura între Maica Domnului și biserică. Împărații David și Solomon sunt reprezentați în icoane și din alt motiv. David a construit, împăratul David a construit cortul măturiei, iar Solomon primul templu. Uh, aceasta avea o parte numită Sfinta Sfintelor unde era păstrat chivotul mărturiei și unde se sălășluia Duhul lui Dumnezeu. În icoană Sfânta Sfintelor este reprezentată după catapeteasma templului uh, așa cum vedem aici uh, în Sfânta, Sfinte Sfânta Sfintelor intra doar marele preot și numai odată pe an, în ziua ispășirii, după o pregătire specială. Împărații David și Solomon sunt în această icoană mărturie că profețiile lor s-au împlinit. Ei amândoi arată către Maica Domnului. A, pentru că ne-a săslășluit Dumnezeu, făcând o astfel biserică vie. Deci, Maica Domnului în această icoană prefigurează biserica și mai cu seamă pe Sfânta Sfintelor. Pentru că a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Icoana ne mai arată, Icoana ne mai arată că pe Maica Domnului a hrănit, au hrănit-o îngerii. Aici avem un înger pictat cum îi aduce mâncare Maicii Domnului. Mai târziu, la buna vestire, ea nu se teme de vizita Arhanghelului Gabriel deoarece, Gabriel, Gabriel, deoarece crescuse la templu și era obișnuită cu îngerii. În această icoană mai avem reprezentată împlinirea unei alte profeții din Psalm 45, 9, care zice Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Maica Domnului este îmbrăcată în haină aurită de lumină și este așezată pe tron ca o împărăteasă ce este. Sfântul Zaharia... Sfântului Zaharia i-a făcut Dumnezeu cunoscut că această copilă nu este ca oricare alta, ci este cea care va purta în pântec pe Fiul lui Dumnezeu și de aceea a așezat-o în Sfânta Sfintelor. Mai mult decât atât, Maica Domnului înlocuiește chivotul mărturiei care, după cum ne spune istoria, fusese furat de la templu. Această sărbătoare și imnele liturgice și icoana sărbătorii au o profundă semnificație teologică. Preamăres ființenia Maicii Domnului, fecioria și maternitatea ei, o aseamănă cu Biserica, Sfânta Sfintelor, Chivot al Mărturiei și fac referire la venirea în trup a Fiului Lui Dumnezeu. Odată cu sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică, în multe zone în România încep repetițiile și pregătirea colindelor de Crăciun. Și aș vrea să, să vedem împreună icoana nașterii Domnului, câteva icoane ale nașterii Domnului. Nașterea Domnului a început să fie sărbătorită în biserica de răsărit în secolul IV. Știm aceasta de la Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune într-o omilie știu că anul trecut nu am sărbătorit nașterea. Până atunci se sărbătorea teofania sau arătarea Domnului. În Biserica de Apus Nașterea Domnului se sărbătorea pe data de 25 decembrie încă din secolul II. Ați auzit probabil spunându-se că sărbătoarea nașterii Domnului a fost pusă ca să înlocuiască sărbătoarea păgâna soarelui. Cu alte cuvinte, soarele creștinilor, care este Isus Hristos, a învins și înlocuit soarele păgânilor. Dar sărbătoarea nașterii Domnului nu se bazează pe aceasta, ci pe data Paștelui. În Biserica Primară, Paștele era sărbătorit în 14 Nisan, și în anul acela, în calendarul roman, era 25 martie. Înainte ca 25 martie să devină sărbătoarea bunei vestiri, era sărbătoarea Paștelui. Ce a făcut Biserica? A pus nașterea Domnului 9 luni mai târziu, adică pe 25 decembrie. Câteva secole mai târziu, după ce Paștele a devenit o sărbătoare cu dată schimbătoare, s-a mers pe calcularea 9 luni înainte de nașterea Domnului pentru a avea sărbătoarea Bunei Vestiri pe 25 martie. Deci, data merge de la învierea lui Hristos la naștere și apoi la buna vestire. Fericitul Augustin își amintește de aceasta și spune El a fost conceput în ziua în care a fost răstignit și deci mormântul lui îi corespunde pântecul. Deci merge de la mormânt la pântec, din pântec la naștere, din mormânt învie Hristos și ne, și ne dă viață. Deci, din pântec se naște Hristos, din mormânt învie Hristos și ne dă viață veșnică. Vă invit să, să încercăm să înțelegem împreună câteva aspecte teologice în icoana acestui mare praznic împărătesc, care este Nașterea Domnului. Icoanele Nașterii Domnului Iisus Hristos sunt un loc de întâlnire între narațiunea din Sfintele Evanghelii și din Sfânta Tradiție. Partea Evangheliei, în această icoană, începe cu lumea cerească. Avem steaua și razele coborâte din cer, care reprezintă lucrarea Sfintei Trăimi. Fiul lui Dumnezeu se naște, dar nu se desparte de Tatăl și de Duhul Sfânt. Uh, un înger aduce, vestea, aduce veste de mare bucurie păstorilor, că Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat se naște. Un păstor cântă de bucurie, la fel un cor de îngeri cântă. Aceasta reprezintă imnul liturgic și cuvintele din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca 2.14 Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Alți cinci îngeri sunt pictați, sunt reprezentați în genunchi și cu mâinile acoperite, semn al închinărilor pruncului nou născut. Steaua conduce pe cei trei magi la pruncul nou născut, ei reprezintă începutul bisericii neamurilor, iar vârstele lor diferite um, arată că revelația lui Dumnezeu este dăruită tuturor oamenilor, indiferent de vârstă. Pruncul Iisus Hristos înfășat, este înfășat în haine albe și este așezat într-o Este ca și cum ar fi înfășat în giulgiu și așezat în mormânt. icoana ne spune de fapt că acest prunc s-a născut pentru noi și pentru a noastră mântuire și ne vorbește deja despre moartea lui. În icoana nașterii, pruncul Iisus Hristos are deja o cruce în aură. Vedem aici mai bine această aură. Semn că el s-a făcut trup ca să moară pentru noi și pentru a noastră mântuire și să distrugă puterea morții asupra noastră pentru totdeauna. Pruncul este așezat într-o peșteră, care reprezintă pustiul din Vechiul Testament. În pustie poporul ales primea ca hrană mană cerească. Aici hrana este pruncul simbol al Sfintei Împărtășanii. El este așezat în Troiesle, unde? În Betleem, iar Betleem înseamnă casa pâinii. El ni s-a dat nouă ca hrană spre viață veșnică. Cei din pustie au mâncat mană și au murit, dar ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, cei ce mănâncă pâinea vie, coborâtă din ceruri, nu vor muri, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, spune Domnul, are viață veșnică și eu îl, învoi, îl voi învia în ziua de-apoi. În unele icoane, Ieslea este pictată ca o masă de altar. Părinții bisericii fac paralela între mormântul Domnului și pântecul Maicii Domnului, spune Sfântul Efrem Siru, la înviere, mormântul a fost sigilat, la fel, pântecul Maicii a fost sigilat. În pântec s-a sălășluit Domnul și în mormânt, înainte de înviere. Ca să reprezinte această teologie, icoana reprezintă pe Maica Domnului și peștera, formând o singură unitate artistică. Peștera este mormântul în care niciun om nu a fost pus înainte de Isus Hristos, un mormânt feciorelnic la fel cum în pântecele făciorelnic al Maicii s-a sălășluit Domnul. Așa cum spune din nou Sfântul Efrem Siru, Maica Domnului este simbol al bisericii când primește cuvântul lui Dumnezeu și este numele bisericii când îl vede pe Hristos înviat. Deci, din nou, Maica Domnului este asemănată cu biserica. Maica îl naște pe Fiul lui Dumnezeu, iar biserica prin Sfântele Taine și mai cu seamă prin Sfânta Împărtășanie naște fi ai lui Dumnezeu. Lângă Iesle stau boul și asinul. Evangheliile, canonice nu menționează acest detaliu, dar este pictat în multe, acest detaliu este pictat în multe icoane. Această scenă arată, de fapt, împlinirea profeției de la Isaia 1.3, care spune Boul își cunoaște stăpânul și asinul este la Domnului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu mă pricepe. Maica Domnului este, este înfățișată, culcată pe o rogojină roșie. Poziția ei arată oboseala după naștere și astfel este subliniată natura umană a pruncului Hristos. În alte icoane, Maica Domnului este pictată în genunchi, ca semn al absenței durerilor nașterii și astfel este subliniată divinitatea pruncului. Sfântul Iosif. Um, Sfântul Iosif nu este lângă prunc, este pictat în, dreapta, în colțul din dreapta jos. Această prezență discretă a lui Iosif în iconografie ne amintește nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară și indirect dumnezeirea pruncului nou născut. Sfântul Iosif vorbește cu un păstor bătrân îmbrăcat într-o haină neagră care este un, însoțit de un animal negru cu coarne. Tradiția spune că acel păstor era uh, satana care îi spunea dreptului lui Iosif că nu este cu putință ca o fecioară să nască prung. Această scenă ne amintește și faptul că taina întrupării Domnului este mai presus de înțelegerea omului și îndoiala care poate să vină în inima omului poate fi alungată uh, prin credința și în sinergie cu Harul lui Dumnezeu. În colțul din stânga jos este pictată îmbăierea pruncului Iisus Hristos de către două femei. Acesta, această scenă este din Protoevanghelia lui Iacov. Există o interpretare că această scenă ar fi înjositoare pentru Hristos, care nu a avut nevoie să fie îmbăiat pentru că s-a născut în mod miraculos din fecioară. De aceea, în unele icoane... Această scenă a fost înlocuită cu cioban sau, sau tufișuri. Cu toate acestea, cele mai multe dintre icoanele nașterii Domnului păstrează această scenă, pentru că pruncul nou-născut avea nevoie de toate cele ce au avut nevoie toți noi născuți. În acest fel, iconografia subliniază că Dumnezeu s-a făcut om și a luat asupra sa toate slăbiciunile naturii umane, cu excepția păcatului. În secolul XVI, icoanele nașterii Domnului au început să fie pictate cu, cu foarte multe detalii. S-au adăugat, de exemplu, uciderea pruncilor, martirul Sfântului Zaharia, dar și salvarea pruncului Ioan, uh, prun, uh, salvarea pruncului Ioan Botezătoru. Salvarea pruncului uh, Ioan Botezătorul este păstrată în biserica tradiției. Sfânta Elisabeta, maica Sfântului Ioan Bătăzătoru, când a auzit că soldații lui Rod caudă pruncii să-i omoare, și-a luat pruncul și s-a suit în munte și căuta unde să-l ascundă. Și nu era niciun de post Și pentru că era urmărită de un soldat, așa cum vedem aici în icoana aceasta, și nu avea unde să se ascundă, Elisabeta a strigat cu glas mare, o, muntea lui Dumnezeu primește o mamă cu pruncul. Și îndată muntele s-a despărțit și a luat-o înăuntru. După aceea s-a închis, după ce Sfânta Elisabeta cu pruncul Ioan Botezător a intrat, s-a închis și ne spune tradiția că un înger al Domnului veghea asupra lor. Sfântul Ioan Botezătorul, tatăl Sfântului, Sfântul Zaharia, scuzați Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care era mare templu, mare preot al templului, a fost ucis pentru că nu a vrut să spună soldaților, soldaților lui Rod, unde este pruncul Ioan Botezătorul. Martirul Sfântului Zaharia la templu este pictat în multe icoane ale nașterii Domnului. O altă tradiție, bazată pe o omirie la nașterea Domnului a Sfântului Grigorie al Nisei, spune despre martirul Sfântului Zaharia că a fost instigată de cei de la templu. Spune Sfântul Grigorie al Nisei că Sfântul Zaharia a pus-o pe Maica Domnului, și citez acum, a pus-o pe Maica Domnului, printre fecioare, după ce a născut pe Fiul lui Dumnezeu, unde femeile care au soți nu aveau dreptul să stea. Așezarea Maicii Domnului între fecioare după naștere de prunc arată că Sfântul Zaharia a primit de la Dumnezeu darul de a vedea dumnezeirea pruncului și pururea fecioria Maicii Domnului. El este primul sfânt care o cinstește și venerează pe Maica Domnului. În, în alte icoane avem alte detalii uh, reprezentate, de exemplu fuga în Egipt, uh, din nou uh, omorârea pruncilor, care sunt descrise în Sfintele Evanghelii, însă în unele icoane mai este și reprezentată uh, salvarea pruncului Natanael, unul din viitorii apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Salvarea lui Natalael este bazată pe interpretarea textului din Evanghelia după Ioan 1, 50, care spune și citez, când l-a văzut pe Natanael apropiindu-se, Isus a spus către el, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Isus și a zis, mai înainte de a te fi chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsul ia Natanael, învățătorule, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Într-o omilie la acest text a Sfântului Ioan Gură de Aur, citim, oare Hristos nu l-a văzut pe Natanael înainte de aceasta cu ochiul său neadormit? L-a văzut și nimeni nu poate să tăgăduiască. Și ce a făcut Natanael? după ce a primit o dovadă incontestabilă a preștiinței sale, s-a grăbit să-l mărturisească, că ce a zis evanghelistul, el a răspuns și a zis, învățătorile, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Icoanele îl înfățișează pe Natanael Prunc sub smokin, Uh, și această reprezentare reprezintă, acest, uh, acest detaliu în icoane reprezintă interpretarea omiliei Sfântului Ioan Gură de Aur, iar prezența sa sub smochin, aici în această icoană avem prezența lui în smochin, nu sub smochin, uh, simbolizează întreaga viață a lui Natanael, cunoscută de Dumnezeu. Există o tradiție, însă, care spune că Natanael avea aproximativ aceeași vârstă cu Iisus Hristos. În timpul masacrului pruncilor de către Irod, mama lui Natanael l-a ascuns sub smochin. Un soldat al lui Irod a ucis-o pe mama lui și după câteva zile, o femeie l-a găsit pe prunc sub smochin. L-a luat, a avut grijă de el, iar pe patul de moarte l-a crescut, iar pe patul de moarte i-a spus secretul pe care l-a păstrat în inima ei, că l-a găsit sub smochin. Natanael nu a spus nimănui secretul lui, dar era cineva care îi cunoștea secretul din inimă. Dumnezeu. Dialogul dintre Natanael și Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, de unde mă cunoști? Te-am văzut când erai sub smochin. Învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui, lui Israel. A fost, de fapt, un dialog între Dumnezeu și Natanael pictându pe pruncul Natanael, sub smochin. Iconografia subliniază dumnezeirea lui Isus Hristos, cel care cunoaște viața și inima fiecăruia. în ciuda tragediilor uciderii pruncilor și a Sfântului Zaharia de către un rege despotic care spera să-l omoare pe așteptatul și adevăratul rege al păcii fiului Dumnezeu întrupat, Nașterea Domnului este vestea cea bună așteptată de la căderea omului. În această mare zi, Dumnezeu s-a făcut om, iar iconografia ne prezintă acest eveniment nou sub soare. Dacă vă aduceți aminte, în pesimismul ecleziasului spunea că nimic nu este nou sub soare. Ei, întruparea Domnului, întruparea lui Dumnezeu este ceva nou sub soare. Hristos Dumnezeu întrupat distruge frica și puterea morții asupra omului și aduce omenirea bucuriei veții veșnice în împărăția și în prezența lui Dumnezeu. Pesimismul din cuvintele ecleziastului, Dumnezeu este în ceruri, iar tu pe pământ, este înlocuită cu împlinirea nădejdii profetului Isaia, în 64, versetul 1, o, dacă ai sfârșia cerurile și ai coborât la noi. Cântările bisericii și iconografia nașterii Domnului subliniază că nimeni nu este exclus de la bucuria întrupării fiului lui Dumnezeu. Sfântul se bucură că se apropie de victorie, păcătosul este bucuros pentru că este chemat la iertare. Toată lumea este chemată la viață și întreaga creație îl primește pe Dumnezeu întrupat. Cam atât am avut să să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi din iconografia intrării în Biserica Maicii Domnului și a Nașterii Domnului. Dacă aveți întrebări sau comentarii, le aștept cu drag. Așa cum știți, pentru vor în la casei, v-am invitat, vă invităm să puneți întrebările în chat. Deci, cei care doriți să întrebați despre cele două icoane sau despre cele propuse de doamna Bară, să vă rog să, să le propuneți în chat, Părintele Nicolae, Because.